Așadar, dragilor, iată că e duminică, n-am mai fost împreună de câteva duminici, nu vreo două duminici, două duminici. Ioana a sosit și Ioana m-a surprins la o predică a profesorului, preotul profesor Dr. Sterean Tofana, o predică spectaculoasă din duminica aceasta. Pilda datornicului nemilostiv, care vorbește de un lucru spectaculos despre felul în care ar trebui să aibă, să spunem, cei din jurul nostru să aibă opinie la un moment dat. Dar noi nu pierdem timpul, intră repede și observă calculator nou. Da. Este ultima generație de calculator pe care mi-a adus acum copiii. Deci este un calculator la care lucrează și fiica mea, adică pe hard, pe hard disk, dacă ai auzit, există o parte, o componentă a calculatorului, hard disk-ul, ea lucrează acolo la acest. Haideți să oprim, știi bine. Așa. Și vin-o cu Prof Online, sigur că da. Te duci repede la videomatematică. Și ne luăm de acolo exact ce ne trebuie nouă. Clasa 7. Ioana te-a întrebat dacă n-ai fi făcut nimic, să te trezeai că iată peste o săptămână începe școala. Îți imaginezi cam cum era nivelul tău? Da. Îți imaginezi. O să-l vezi, descoperi foarte repede la colegii tăi. Deci la colegii tăi o să-l vezi din la colegii care erau într-o poziție foarte bună, să zicem așa, dacă n-au lucrat deloc, eu sper să ne fie descoperit pe noi și să aibă, să fie avut curiozitatea să vadă exact ce și cum și atunci să fie avut și șansa să vadă lecțiile noastre. Ne oprim la lecția, hai să vedem. 683. Așa. La asta, la una și vreau să vă mai întreb de la școală. Așa. La capitolul la semănare, n-am înțeles niciodată capitolul ăsta. La semănarea triunghiului. La geometrie, da. Bun, o să pornim repede să facem asta. Hai să vedem acum ce, cât la algebră văd că mă întreb ceva după, sau da, e probleme cu ecuații. Bine ați revenit cu drama profesorului de exerciții de matematică la algebră. Algebră, zice Adi. Pagina 38. Deci un excursionist își propune să parcurgă un traseu în 4 zile. Așa. În prima zi va parcurge 2 pe 5 din drum. Prima zi, 2, 5. Hai să notăm cu X. Deci, da, notă. O cincime, domn profesor, o cincime. Cu X. Spațiu. 1 pe 5, nu 2 pe 5, mă scuzați. 1 pe 5. Deci notăm cu X drumul pe care l-are de parcurs. Da? Lungimea drumului. Notăm cu X lungimea drumului. Ce ai făcut? Arăși tu, Bic. Da. În prima zi zice o cincime din X. Și încă 2 km. Și deci două banane le aruncă la... O cincime din X plus 2 km. A doua zi parcurge 1 pe 3 din X și încă 2 km. Cu maimuța și cu banane, deci eu am comentat. 3 tot din X plus 2 km. Da. În a treia zi, 4 pe 9 din drum. 4 pe 9 din X, da. Da, și încă 2 km. Plus 2 km. Iar în ultima zi, restul de 8 km. Tot 8 km. Trebuie să facem pix. Adică lungimea drumului. Așa e de problemă, nu? Da. Atât. Cât, care e lungimea? Ce lungime are traseul? Lungimea traseului, lungimea
hai să oprim și să vedem cum gândim noi. Nu așa că așa am procedat de fiecare dată, când am avut o problemă, am înțeles-o. Deci, vedem exact pe caițelul tău, cum ai văzut acolo și ce s-a întâmplat toate zilele. Așa, deci el practic zice, prima zi cât o făcut, a doua zi cât o făcut, a treia zi cât o făcut și egal tot drumul ăsta cu X. Cu X, da. Da? Așa, așa și e. Și apoi am adunat kilometri cu kilometri. Deci și tot, 14 kilometri. Deci ai adunat tot ce a fost. Da. Să știi că și X-ul ăsta tot kilometri înseamnă. O cincime X din drum. Din da. Drum. X, drumul se măsoară în kilometri. Da. Deci X-ul ăsta tot kilometri. Deci aici numericul pe care facem noi. Ci pur și simplu tu ai adunat ce știe ca termeni concreți. Da. Adică ca și cunoscute. 2 kilometri, 2, 2, 2, de 6 kilometri. Nu? Sau 14 kilometri, că a fost și 8 acolo. Da. 6 cu 14. Așa, și a urmat ecuația asta, că X, o cincime plus o treime plus 4 și așa. Ce neclaritate ai aici? Păi am făcut 14 plus X pe lângă și... Așa. Și după aici am ajuns la... N-am înțeles. Deci o cincime plus o treime plus 4 treimi, nu? Da. Și 3 numitori... 4 noim. 4 pe 9. Și numitorul comun este cât acolo? 45. 45. Amplificat acolo cu 9, cu 15 și respectiv cu 5. Și îți dă în final cât de adunare ce e 9 și cu 15 și cu 20 cât dă. Deci 40, 9 și cu 15 face 24 și cu 20... 44. 44. Deci am impresia că în filmuleț vă dați altfel. Era alta fracția de aici. Deci fracția... Și de asta nu înțelegeam. Bun, dar hai să vedem încă o dată. Poate fi o greșeală a mea acolo. Dar tu acum n-am dat mai departe. O să vezi de îndată să vedem greșeala. Da, dacă stăm aici și vedem o cincime plus o treime plus 4 noimi. Deci numitorul, cum ai zis, 9, 5, 45, ai amplificat cu 9, cu 15 și cu 5. Și îndată ai avut 24, că 9 și cu 15 24 și cu 20 44. Deci X plus X egal cu 14 plus X ori 44 pe 45. Așa că, ai zis X minus X? Da. X minus X ori 44 pe 45. Ia, se completează acum, să vedem ce ne iese nouă și dacă facem proba. Da. Și dacă corespunde că rămân 8 km, atunci treaba e deșteaptă. Deci, tu lucrează acolo, că eu am să filmez. Deci ai X acolo... X minus X ori 44 supra 45. Da. Și ar veni... Deci X minus... Egal cu... Egal cu 14. Așa. Și acum e echivalent. Și acum nu se anulează X. Păi nu e că X-ul ăsta e mulțit. Da, da. Îl dăm în factor comun pe X. Deci X pe lângă. X pe lângă cine? 1, nu? Da. 1 minus 44 pe 45 egal cu 14. Exact. Și ar veni 1 minus 45 egal cu 14 supra X. Nu, 1 minus 44, așa. Să facem calculul ăsta. Deci vine, aduc la aceeași numitor 45. A, 45. Da. Și vine 45 supra minus 45 minus 44. Așa, adică face 1 pe 45, nu? Da. 1 pe 45. Și atunci e așa. Ce devine ecuația? Ar veni 1 pe 45 X egal cu 14. Deci 1 pe 45, 1 supra 45 X... Așa, egal cu 14. 14. Și de acolo trebuie să-l aflăm pe X. Da. Deci rezultă că X va fi egal cu... Cu 14 împărțit la 1 pe 45. Adică este egal cu...
14 ori 45 supra 1. Și egal cu 14 ori 45. Da. Așa, și facem calcul, să vedem cât ne dă. Deci 630 ar fi distanța. Da. Și acum tu poți să faci proba. Și faci o cincime. O adică 630 X. X-ul, exact. Și tu poți să faci acum prima zi cât o făcut, adică faci o cincime din X, împarți la 5 și o singură parte. 630 împărțit la 5. Corect. Și plus 2 km și asta va fi prima zi. Da, da. Vezi a doua zi, vezi a treia zi și scazi însumând din toate, din cele 3 zile, da, le aduni și din toate distanța scazi pe X și dacă îți dă 8 km înseamnă că e treaba deșteaptă. Da. Ca probă. Deci tu ai posibilitatea să vezi concret. Ia să vedem ce s-a întâmplat aici, că tu ai reclamat faptul că ți s-a părut că este o greșeală. Noi am făcut-o fără să ne uităm, dar ne ducem acum la rezultat. A ieșit 29 pe 45. Așa. 29 și era 49, nu? Da. Era 49, am văzut. 44, 44 supra 45. Ia să vedem. S-a strecut o greșeală și n-a văzut-o nimeni? Asta e foarte... E o greșeală, se zizeze undeva. 9 plus 5 plus cu 4. Acolo zici eu că ați greșit și te țin de la un gram magnificat. 1 pe 5 plus 1 pe 3. Ia te vede cineva. 9 plus 15 plus 20. Și pe mine a spus că este 29. A, 29, da. Dar adunat 9 cu 5 plus cu 5 cât face? 9 cu 5, 5 ori 4. 15. Asta face 29. E, 5 plus 5, 29. 29. Cu 5 ori 4 face 20. Așa. Așa. Uh-huh. Deci comentează. Păi da, și 9 cu 5 ori 4 face 20. Tu ai dreptate. Deci 15 și cu 20 și cu 15. 35. Da, și cu 9. Acolo nu e 1. Păi de ce nu săriți la mine? Păi săriți mai cu uite. Păi, uite, să spun. Dacă să spui, nu e adevărat. Spune-i Tudor, da. Vedeți, domn profesor, 5 4 20 acolo. Da, da, e greșit. Da. Vezi? Atrag atenția. Și să fac corectura. Și înseamnă, dacă ne ducem mai departe, problema va curge în felul în care am gestionat. Deci ai fost nedumerit acolo că de ce a dat 24. Da, de ce 29. Dar ne-am urmărit mai departe că ai văzut să o făcut recurs în final. Așa, dragilor, aveți și voi răbdare, vedeți până la capăt. Sunt situații când se poate greși și atunci... Da, chiar dacă s-au strecoat greșeala până la capăt, voi descoperiți-o. Mi s-a întâmplat așa. Au descoperit și au comentat. Domnul profesor s-a dus greșeala până la capăt. Vă rog frumos, deci acolo trebuie așa. Și atunci este și mai bine că treci prin filtrul tău și tu observi chestia asta. Eu vreau să spun că problema asta este problema de băgat în ecuație, așa să zicem, nu în clasa a șaptea. Dar ea poate fi făcută la nivelul clasei, superbă chestia, la nivelul clasei a cincea și a patra și a treia. Am coborât până acolo. Acum când am fost cu copiii în... mă rog, nepoțelele, ca așa, o să vezi niște... Am văzut ceva? Da? Niște lecții frumoase. Ai zâmbit că ai văzut lecțiile acelea, nu? Da. Cu nepoțelele mele. În care am făcut niște probleme de genul acesta, cu distanța... Da, le-am zis mama că, uite, a făcut pentru clasa 0. Zice, dar ce exerciții să facă pentru clasa 0 până la pregătire? Zic, eu și-am arătat cum... Da. Am coborât foarte bine și acolo mi-am imaginat cu ei, în sfârșit, acolo. Da, deci lecțiile pot fi, să spunem, ușor adaptate limbajului acela. La nivelul cunoștinței copilor. Asta este marea problemă. Da. Și acum să trecem la problema care te frământă pe mine, ceva cu asemănare, nu? Da. Ai aici o problemă care nu ai înțeles-o? Sau nu, capitolul ăsta nu l-am înțeles. În general, capitolul ăsta. Acum,
Vrei să facem o negheșiță, să vedem, să citim împreună? Să zicem că nici da. Eu nu știu deloc, da. N-am nicio idee și vreau să văd cum autorul și cum ar trebui. Eu când am învățat ca elev, n-am avut nicio sursă de asta, n-aveam internet, n-aveam pe prof online, n-aveam posibilitate, ci învățam după manual. Și trebuie să-ți mărturisesc că aveam un profesor destul de, să spunem, lipsit de parte pedagogică. Și atunci șansa mea a fost să citesc din manual. Haideți să vedem. Aici asemănarea, da? Capitolul da. Acesta. Tu bănuiesc că ai citit aici despre da. Ce e vorba. Adică, iată, aici mai multe drepte paralele, tăiate de două secante, nu? Da. Așa, și se formează segmentele astea, A1, B1, A2, B2, A3, B3 și mai departe, segmentele acestea care au o legătură. Mai departe, autorul dă o problemă destul de interesantă, nu? Teorema paralelor echidistante. Da. Ce înseamnă echidistante? Paralele? Adică la distanță egală. Deci paralele sunt la egală distanță între ele, da? Și ce spune? Hai să o citim. Citește tu, te rog frumos. Dacă mai multe drepte paralele determină pe o secantă segmente congruente, atunci ele determină pe orice altă secantă segmente congruente. O, ce deșteaptă chestia asta. Deci dacă ai mai multe drepte paralele, da? Și duci o secantă la întâmplare. Da. Și dacă segmentele este a 1, a 2, a 2, a 3, a 3, a 4, a 4, a 5, a 5, a 6, da? Sunt egale, apoi cu orice altă secantă mai duci tu, asta vreau să spun, orice altă secantă duci, cu... va determina segmente, deci orice altă secantă, asta care e cu B-ul, altă secantă, ci oricare secantă o vei duce, dreptele aceste paralele vor determina exact segmentele tot congruente. Așa da. Cum sunt astea aici, vor fi și pe ea aici. Adică B1, B2. B1 cu B2 congruent cu A1, A2? Nu, nu, nu. B1, B2 cu B2, B3. Da. Adică cum sunt astea între ele, A1, A2, segmentul ăsta micuț. Da. Dă-mi un creion un pic. Deci segmentul A1, A2. Da? Segmentul A2, A3. Segmentul A3, A4. Segmentul A4, A5. Cum sunt astea egale, și pe orice altă secantă da. Se vor întâmpla ca să fie segmentul tot așa egale. Da. Nu e